și bine ați revenit pe canalul meu! Sper că se vede bine, sper că luminozitatea este ok. Ideea este că afară este un soare incredibil și chiar mă bucuram că ia uite, o să pot să filmez ca lumea astăzi. Numai că fix în punctul în care stau eu mă orbește atât de tare soarele încât a trebuit până la urmă să trag jaluzeaua. Oricum, prin jaluzea intră foarte multă lumină. Am aprins oricum și lumina în cameră ca să mă asigur că totul este ok. Deci sper să fie în regulă. În cazul în care vă întrebați de ce vedeți câteva produse aici și de ce vedeți alte câteva produse aici, răspunsul este că după acest videoclip vreau să filmez și videoclipul cu ce am primit cadou de ziua mea. Ziua mea a fost pe 6 decembrie, deci asta este primul videoclip pe care îl filmez la 25 de ani. Îmi pare rău că nu am postat luni, ideea este că m-am tot ținut să filmez, numai că ieri a fost extrem de întunecat, nu am avut deloc lumină, plus că nu am avut timp pentru că au fost ai mei în vizită și am vrut să fac curățenie, să fac ordine, să aranjez totul pe aici, ca să vin în fața voastră cu un background decent și aranjat și curat și așa mai departe. Bun, ce facem astăzi este să vă arăt ce am primit în cutia Glossy Box, nu de alta, dar deja eu nu mai rezist. Coletul ăsta l-am primit acum o săptămână, cred că da, cred că acum o săptămână am primit coletul. L-am ținut sub brad, m-am tot uitat la el, am evitat să intru pe site-ul celor de la Glossy Box pentru că știam că oamenii au început deja să posteze ceea ce au primit ei. Deci, da, haideți să-l deschidem. După cum bine vedeți, este sigilat. L-am păstrat special ca să nu mă acuzați că l-am deschis, m-am uitat. Nu, pachetul este perfect intact. Ta-dam! Avem aici și cuțitul. Și vom deschide coletul. Am reușit. Tocmai ce mi-am dat seama că sunt extrem de deșteaptă și că puteam sta pur și simplu de o chestie de ce se deschidea. Tantanis! Cutia este extrem, extrem de frumoasă, este cu verde. Nu mi se pare că e un ambalaj foarte de Crăciun, ca să fiu sinceră, nu știu de ce, adică da, bradul e verde and everything, dar nu știu. Hai să vedem. Primul lucru. Îmi spune aici că, practic, acest ambalaj a fost făcut de cei de la Dusty Boy. Și aici am un cupon de reducere, cu 20% reducere pentru produsele lor. Și aici zice că acest Dusty Boy este un brand de lux, de papetărie. Fac tot felul de printuri din astea și chestii foarte drăguțe din punctul meu de vedere. Știți că mie îmi plac foarte mult toate lucrurile care arată bine. Deci da, pe total îmi place cutia. Chiar îmi place, cred că e un pic mai mare decât cealaltă, îmi place că aici bine se scrie. Glossy Box, cutiile astea le-am folosit să-mi depostez o felul de lucruri, adică chiar mi se par utile. Nu știu dacă cutia asta o cumpăr în special pentru ambalaj, dar cred că da. În fine, bun, hai să deschidem pentru că deja nu mai am rudarele, hai să vedem. Nu, fără hârtia asta, fără hârtia asta, că nu vreau să văd. Așa, deci așa arată, după cum bine vedeți, este neagră. Are țipildurile astea, în general sunt roz cu negru, acum văd că sunt verzi cu negru și sunt legate cu această panglicaurie. Bun, și haideți să și deschidem. Și ca de obicei vă arăt întâi vouă. Haide. Cam așa arată conținutul cutiei și haideți să luăm fiecare produs în parte. O, ce drăguț, am primit și bomboane. 1, 2, 3, 4, 5. Am primit 5 produse și bomboane, ceea ce mi se pare foarte tare, adică wow. Bun. Cartonașul. Ăsta. Primul lucru pe care îl văd și produsul care e aici de top este această cremă de la Naobai. Am avut și în cutia pe Can Dazzle niște produse din astea și mi-au plăcut foarte tare. Știți că v-am zis de atunci că e un brand chiar foarte scump și nu mi-e foarte clar ce e asta. Dar poate că dacă vom citi aici vom înțelege.
A, foarte tare. Deci asta practic este un demachiant, gen lapte demachiant, pe care odată ce intră în contact cu apa, creează produsul ideal pentru îndepărtarea machiajului. Deci practic zice pe pielea uscată să îți aplici acest produs, apoi adaugi apă până ce se transformă ca într-un fel de lapte, iar apoi cu apă caldă clătești tot. Asta cred că este seamănă cu acel demachiant de la Clinique care vine într-un borcanel din acela așa rotund, de care am auzit numai lucruri bune. Deci ăsta mi se pare super și este destul de scump produsul ăsta. Doar produsul ăsta valorează 16 lire. Asta în condițiile în care această cutie pe care o vedeți aici a costat 10 lire plus transportul 3,95 lire. Deci am dat 13,95 lire, asta în condițiile în care doar un singur produs valorează 15,99 lire. Bun, mai departe. Steve Laurent este acest produs într-un ambalaj roz gold și înăuntru cred că este, ia să vedem, un tuș. Doar că acesta pare a fi un tuș maro. Lucru care nu știu câte... A, nu, nu. Am crezut că este tuș maro, dar nu este tuș negru, doar că are partea asta de aici maro. Hai să citim despre el. Unde ești? Aici. Ăsta zice că este în variantă full size. Și zice că valorează 18 lire. Și zice că este foarte ușor să creezi o privire cât mai intensă cu ăsta. Hai să-l și desfacem, să vedem despre ce este vorba. Ambalajul ăsta roz gold îmi place de mor. Cam așa arată pensulița. Și acum să-i facem și un test. Nu e rău, nu știu exact cât va dura, adică cât de rezistent este. Doar că ambalajul și tot, plus că dacă valorează el 18 lire, înseamnă că nu este tocmai un produs prost. Bun, deci ăsta mi se pare iarăși super. Mai departe, ăsta ce este? Ăsta este un produs pentru buze. Tot așa, într-un ambalaj roz gold, văd că asta este tema de luna aceasta. Dacă voi și reuși. Așa, este acest maro foarte, foarte frumos. Chiar este o nuanță foarte frumoasă, e nude așa. Ăsta cred că vine în mai multe nuanțe, dacă nu mă înșel. Ia să vedem ce spune aici. Cloud Lips, Rose Gold Delight, așa, Matte Lipstick. Ăsta este cică un ruj mat, ceea ce din nou mi se pare foarte tare. Deci ambalajele sunt demențiale și nuanțele nu. Cred că au o singură nuanță pentru toate, adică și aici dacă vă veți uita, pare că este exact aceeași nuanță pe care am primit-o și eu. Mai departe, ăsta este... Bine, ăsta este un primer pentru gene. N-am mai folosit niciodată un primer pentru gene și mi se pare foarte tare. Am auzit despre ele, ăsta cică valorează 7 lire. Ideea e că zice că te dai cu ăsta întâi, apoi aplici mascara. Spune că practic îți regenerează genele și le face să fie mult mai arcuit. Deci, din nou, și ăsta mi se pare foarte tare și ăsta zice că este în variantă full size și chiar cred, pentru că fiind doar un primer, chiar cred că poate fi în variantă mare. Și ultimul produs este acest unt de corp pentru baie în valoare de 6,50 lire. Zice că este cu unt de shea. Ia să mirosim. Da, deci miroase super bine. Super bine și ambalajul îmi place. Deci și ăsta este un mare wow. Și mi se pare foarte drăguț că ne-au pus și câte ceva dulce, tocmai așa că vine Crăciunul și să ne răsfețe un pic, și anume am primit aceste bomboane Rafael. Da, deci asta este ceea ce se află în această cutie Glossy Box. Este o super cutie din punctul meu de vedere, îmi place foarte tare, îmi plac toate produsele, chiar le voi folosi pe toate. Mi se pare că este o cutie super, inclusiv de cadou, dacă mă întrebați pe mine.
Ce voiam să vă mai arăt este produsul pe care îl vom primi în cutia din ianuarie. Și anume, se pare că este un ulei facial cu miros de trandafir. Este ăsta de aici. Deci, da, din punctul meu de vedere este cea mai bună cutie de până acum. E o cutie care, în afară că este extrem de frumoasă, are niște produse pe care chiar le voi folosi pe absolut toate. Nu e niciunul de aici pe care să zic că, mamă, nu o să-l folosesc. Deci este o cutie mega wow. Chiar își merită toți banii cutia asta și chiar sunt produse de ultra mega super calitate. Acestea fiind spuse, sper că v-a plăcut videoclipul de astăzi. Spuneți-mi ce părere aveți de această cutie Glossybox, iar noi ne revedem data viitoare cu un nou videoclip. V-am pupat! Bye!